Cred că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv, se întâmplă la momentul potrivit și atunci când ești pregătit să primești ceea ce urmează în viața ta. Indiferent că e bine sau rău, nu? Fiecare lucru bun te înaripează, iar fiecare lucru negativ care ți se întâmplă te face să crești. Deci toate sunt binevenite. Deci te întărește. Și alea bune și alea rele te întăresc. Absolut. Dar spune-mi, poate ai avut vreodată curiozitatea. Uite, de exemplu, în România, cred că jumătate din populația României bea cafea, poate chiar mai mult, și mai câteodată mai munghicit în cafea. Ai avut vreodată curiozitatea asta? Da, să știi că multe ori mi s-a întâmplat chestia asta. Am și mers la ghicitoare. La ghicitoare? Da, am mers, dar din simpla curiozitate, pentru că mă și interesează foarte mult ocultismul, situațiile astea mistice, pentru că cred în ele. Cred că se întâmplă și anumite lucruri pe care noi la care nu avem explicații. Și deși multe ori singură mă conving cu ideea că o să merg la ghicitoare și nu o să fie pe bune ceea ce o să-mi spun, adică nu o să se realizeze, totuși vreau să cred în anumite lucruri, adică selectez pentru mine lucrurile pe care mi le spune și care îmi plac într-un fel și tind spre acestea. De exemplu, țin minte când eram mică, nu mai țin minte, avea vreo 9-10 ani, ceva de genul, am mers la un ghicitor în vârstă și orb. Deci deja cumva asta îmi dădea ideea clară că nu o să se uite la mine pe fața mea și să-mi vadă reacția și o să poată să-mi zică ceva, să mă bucure și mai mult. Cumva simțeam că există o energie pe care o emană acest om și acesta mi-a zis că ceea ce voi face eu în viață va lăsa urme și va lăsa o bogăție nu neapărat materială, cât spirituală, de pe urma căreia vor trăi și câteva generații după mine. Ceea ce pentru mine este cel mai important până la urmă. S-a făcut pielea de găină sau așa. Da, până la urmă, de câte ori ai fost, de câte ori ți s-a mai spus, ți s-a ghicit, ți-a spus cineva, o să ajungi o cântăreață vestită. Ți-a spus cineva vorbele astea? Da, păi iată, bătrânul ăsta mi-a spus că, așa, mi-a spus că este legat, ceea ce faci tu este legat de artă, și că ceea ce voi face va fi ceva măreț. După care, când am mai mers de câteva ori la ghicitoare, majoritatea îmi spuneau că tu faci ceva legat cu arta, mai exact cânti, faci muzică și îți iese bine. Și cred că o să reușești foarte, adică ai șansa să reușești să urci foarte sus. Asta pe mine mă înarepează, îți dai seama. Îmi fac idei în cap și asta mă face să visez, dar totodată și să muncesc mai mult. Sunt convinsă. Dar înainte de un concurs, înainte de un examen, nu știu, poate chiar și de X Factor sau poate chiar atunci, aveai tu ceva al tău, un talisman, o rugăciune, nu știu, ceva care să te monteze, să-ți dea forța aia interioară, o iconiță? Nu, într-adevăr, de fiecare dată înainte să ies pe scenă și acum, așa, după ce a trecut concursul în general, tot timpul obișnuiesc înainte să urc pe scenă să-mi fac semnul crucii și să mă rog. Nu, eu sunt un pic departe de lucrurile astea materiale ce ține de religie, adică iconițele, crucile, nu știu, toate manifestările astea. Sau... Da, exact. Nu sunt credincioasă, dar nu merg, de exemplu, la biserică. Spuneai că